Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, vă invit să deschideți cuvântul Domnului în Faptele Apostolilor, capitolul 10. Citim versetele de la 44 până la 48. Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetele de la 44 la 48. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Căci îi auzea vorbit în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile cu ei. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile în prezența Domnului. Frați și surori, prin îndurarea celui prea înalt, îndurare pe care am primit-o prin credință, căreia i-am răspuns, îndurare care ne-a transformat viața și a pus în noi dragoste de Evanghelie, de casa Domnului, de părtășia frățească, prin îndurarea aceasta suntem din nou împreună. Și inima noastră are nevoie de Domnul și are nevoie unul de celălalt. Prin credință ne apropiem de Domnul și prin dragoste frățească ne apropiem de frați. Și în seara aceasta ne-am rugat, am cântat, am ascultat cuvântul Domnului, un cuvânt care ne-a zidit. Și pentru timpul care ne-a mai rămas, vrem să continuăm ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, motiv pentru care vă invit pe dumneavoastră atât să vă rugați pentru ca Domnul să lase un cuvânt de la El, cât și pentru o atitudine duhovnicească a tuturor celor care sunt în această seară în sanctuar, pentru o libertate de vestire a Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Suntem de mai multe zile într-un studiu biblic cu privire la învățătura despre Duhul Sfânt, în mod special despre botezul cu Duhul Sfânt. Și data trecută ne-am oprit la un titlu, scopul botezului cu Duhul Sfânt. Cred că este bine să punem această întrebare la care să și găsim răspuns în Biblie. De ce este nevoie de botezul cu Duhul Sfânt? Dumneavoastră știți că toți creștinii cred în jertfa Domnului Iisus. Însă nu toți creștinii cred în autenticitatea și în necesitatea botezului cu Duhul Sfânt așa cum îl prezintă Biblia. Însă cei care cred în autenticitatea și necesitatea botezului cu Duhul Sfânt, așa cum îl spune Biblia, de multe ori răspund diferit la întrebarea de ce este nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Dacă această experiență pe care un om o poate avea și începe la un moment dat și apoi continuă restul vieții, să fie umplut de Duhul Sfânt. Și prima umplere să fie numită botezul cu Duhul Sfânt.
Și prima umplere să aibă manifestarea unui semn exterior care o autentifică, care îi dă valoare, vorbirea în limbi. Dacă lucrul acesta, dacă experiența aceasta este atât de importantă, noi trebuie să știm de ce este importantă. Un lucru nu este important decât în măsura în care înțelegem importanța. În primul rând, botezul cu Duhul Sfânt este o necesitate a fiecărui om care crede în Domnul Iisus, care s-a pocăit de păcatele lui, care este născut din nou, deci mântuit, pentru simplu motiv că, în primul rând, este o poruncă pe care a lăsat-o Dumnezeu. Scripturile spun, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor, apoi, observați că este un proces. Pocăiți-vă și botezați-vă. Păcatele voastre sunt iertate. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Nu există iertarea păcatelor fără pocăință. Dar când omul se pocăiește, îi se iartă păcatele. Acesta este rezultatul pocăinței. Un om cu păcatele iertate este un om mântuit. Numai unui om mântuit îi se dă umplerea Duhului. Dar această umplere a Duhului trebuie cerută, trebuie dorită, trebuie căutată pentru faptul că este o poruncă a Domnului Iisus Hristos. Noi facem foarte multe lucruri doar pentru că le-a poruncit Dumnezeu. Nu-i suficient că a poruncit Domnul un lucru ca să-l facem? Avem nevoie să fim amenințați? Avem nevoie să fim terorizați? Avem nevoie să fim manipulați? Avem nevoie să ni se spună că nu ajungem în cer dacă nu? Numai în maniera aceasta știm noi să răspundem? Domnul ne-a poruncit. Credeți în Evanghelie și noi credem. Domnul ne-a poruncit, pocăiți-vă și vi se vor ierta păcatele și noi ne-am pocăit. Domnul ne-a poruncit, botezați-vă în apă și noi ne-am botezat. Același Domn continuă șirul poruncilor. Fiți plini de Duh și cu aceeași inimă de ascultare specifică copiilor lui Dumnezeu. Noi căutăm, noi dorim, noi cerem, noi stăruim ca și această poruncă a lui Dumnezeu să fie împlinită în noi. Spun unii, mă mântuiește pe mine botezul cu Duhul Sfânt? Dacă nu, atunci nu sunt foarte motivat să îl am. Dacă acesta este raționamentul, este cinstit cu același raționament să cântărim și importanța altor lucruri pe care noi le facem. Ne mântuiește să ne rugăm? Atunci nu ne rugăm. Ne mântuiește că citim Biblia? Atunci nu mai citim Biblia. Ne mântuiește că venim la adunare? Atunci nu mai venim la adunare. Ne mântuiește că mâncăm? Atunci nu mai mâncăm. Este cinstit să punem această întrebare? De prea multe ori întrebarea aceasta este pusă de oameni care privesc relația cu Dumnezeu ca o afacere ce răspunde nevoilor lor. Relația spirituală cu Dumnezeu nu este o afacere care ne rezolvă problemele. Relația cu Dumnezeu înseamnă subordonare totală față de Dumnezeul care ne-a mântuit și care ne spune ce trebuie să facem în continuare. Și aceste lucruri trebuie făcute pentru că le-a spus El. Dacă Dumnezeu este stăpânul nostru, El are dreptul să ne poruncească ce să facem. Și simplu fapt că ne-a poruncit trebuie să fie suficient. Iar dacă nu este suficient, asta demonstrează că El nu este stăpânul nostru și noi suntem stăpânii noștri. Cuvântul Domnului continuă să spună, așa cum a spus în Fapte 2 cu 38, versetul care l-am citit mai devreme. Când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați, atât bărbați cât și femei. Petru și Ioan au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Apoi Petru și Ioan și-au pus mâinile peste ei și aceștia au primit Duhul Sfânt.
frați și surori, porunca Domnului Iisus Hristos. Ce ne spune Scriptura? Au fost mântuiți oamenii aceștia? Au fost mântuiți, că au crezut în Evanghelia predicată și că au primit botezul în apă. Erau oameni mântuiți deja. Dar este o poruncă a Domnului Iisus Hristos să fim plini de Duh. Pentru că plinătatea aceasta este starea de care are nevoie fiecare copil al lui Dumnezeu, fără să fie înspăimântat cu tot felul de alte lucruri care motivează. Dacă nu ne motivează frica de Domnul, nu ne motivează nimic. Dacă nu ne motivează respectul de porunca lui Dumnezeu, nu ne motivează nimic. Dacă nu ne motivează ascultarea pe care o datorăm lui Dumnezeu când ne spune să facem. De ce Dumnezeu l-a numit pe Avram neprihănit? Pentru că l-a crezut pe Domnul și când i-a spus du-te, s-a sculat dis de dimineață și a făcut ce i-a spus Dumnezeu. Neprihănirea noastră, frați și surori, nu este neapărat demonstrată de faptul că noi credem în cuvântul Domnului. Cuvânt pe care mai târziu nu-l mai împlinim, pentru că este bună și o jumătate de măsură. Apoi, un alt cuvânt al Domnului este cel pe care l-am citit în această seară. Ce spune Scriptura despre Corneliu? Scriptura ne spune că era un om temător de Dumnezeu. Un om care făcea rugăciune și milostenie. Un om căruia îi se descoperă Dumnezeu și pe care Dumnezeu îl are în plan ca să desăvârșească căutarea lui, trimițându-l însuși pe apostolul Petru în mijlocul casei lui. Vine Petru, nu există stăruință acolo, de data aceasta e o altă metodă, e metoda predicării Evangheliei. Și observăm că în această împrejurare, când se predică cuvântul, există o umplere cu Duhul Sfânt, care este pusă în evidență prin semnul exterior al vorbirii în limbi, așa cum spune cuvântul Domnului în Fapte 10, versetul, am citit cuvântul Domnului. Când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Ei bine, aici vine umplerea cu Duhul Sfânt peste oamenii aceștia care au primit cuvântul, care erau cucernici, care făceau rugăciuni, care erau foarte generoși făcând dărnicie, dar Dumnezeu acoperă și cealaltă jumătate de măsură neîmplinită și îi umple cu Duhul Sfânt. Este o poruncă, este o necesitate. Nu trebuie ca un lucru neapărat să mântuiască ca să trebuiască să-l facem. Pe mine nu mă mântuiește predicarea Evangheliei, dar o fac pentru că trebuie. Pe el nu-l mântuiește predicarea Evangheliei. Pe toți oamenii care cântă nu-i mântuiește cântarea, dar o fac pentru că trebuie. Și toți oamenii lui Dumnezeu care fac cu sacrificiu anumite lucruri pentru Domnul, unii sporadic, alții sistematic, nu-i mântuiesc neapărat aceste lucruri, dar le fac pentru că trebuie. Când Dumnezeu poruncește un lucru, trebuie făcut chiar dacă mântuiește, chiar dacă nu mântuiește. Nu toate lucrurile pe care le facem mântuiesc. Unele le facem nu ca să fim mântuiți, ci pentru că deja suntem, ca o dovadă că suntem. Un al doilea motiv, privind în Scriptură, pe lângă faptul că este o poruncă a Domnului care trebuie împlinită și poruncile lui Dumnezeu nu trebuie discutate și analizate logic, rațional și împlinite prin credință, așa fac oamenii lui Dumnezeu. Lumea face altceva, lumea le critică, lumea le raționalizează spunând asta e prea mistică să o mai credem în vremea asta, a fost valabilă atunci când capacitatea oamenilor de a raționaliza era foarte mică. Astăzi, tehnologia, știința, descoperirea demonstrează că o parte din Biblie nu mai este adevărată, în sensul că trebuie interpretată logic. A fost o circumstanță a vremurilor de atunci. Atunci când Dumnezeu poruncește, trebuie făcut prin credință. Aceasta este reacția oamenilor lui Dumnezeu. Al doilea motiv, împuternicirea pentru a fi în stare să împlinești slujirea la care te-a chemat Dumnezeu. Spunea Domnul Iisus ucenicilor,
voi veți primi o putere ca să fiți împuterniciți, adică voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Vedeți? Se coboară Duhul și primești putere. Și veți fi martori. Vine Duhul, primești puterea și îți dă calitatea de martor. Și începând de unde trăiești și până la marginile pământului, încep de aici și termini acolo. Faci mărturie despre credința în Iisus Hristos și despre Evanghelia lui Iisus Hristos. De ce Domnul Iisus Hristos nu i-a lăsat pe ei să plece neîmputerniciți? Au făcut 3 ani și jumătate școală cu Domnul Iisus. Știau să explice foarte multe lucruri, deoarece au stat nu pe lângă un om ca mine, ci pe lângă un om ca Iisus, care era și om și Dumnezeu în egală măsură. Și totuși Domnul a știut că ei au nevoie mai mult decât a ști, au nevoie de a putea. Și a spus, așteptați aici ca să primiți puterea. Când veți primi puterea după ce ați primit și cunoștința, atunci să vă duceți. Nu știa Domnul că ei au indispensabilă nevoie de putere? Ba da, acesta e motivul pentru care nu i-a lăsat să plece înainte de împuternicire. Mă veți întreba, cum astăzi unii slujesc fără puterea aceasta? Și eu am să vă răspund în felul următor. Nu știu să vă răspund. Știu doar să vă spun atât. Iisus a luat 12 oameni. I-a învățat cuvântul. Le-a demonstrat experiență spirituală. Le-a arătat cum să predice, cum să consilieze, cum să se dedice, cum să se roage, cum să postească. Și acum știau să facă toate lucrurile acestea. Și când erau gata să plece, le-a spus, mai trebuie totuși ceva, nu plecați. Așteptați să vină puterea și apoi plecați. Nu știu să vă răspund cum predică unii fără experiența aceasta. Știu să vă spun că Iisus a trasat următoarea regulă. Și nici o biserică și nici un predicator nu are dreptul să schimbe regula pe care a fixat-o Mântuitorul. Nu eu sunt regele acestei împărății, ci El. De aceea El are calitatea să spună ce, cum, când și unde trebuie făcute lucrurile în împărăția Lui. Și El a spus, nu plecați înainte să vi se întâmple umplerea. Când această experiență o veți avea, plecați. Ea se va repeta în viața voastră și veți rămâne în dimensiunea aceasta. Acum veți fi în stare să slujiți. Sigur că dacă aș vrea să nu mă dau bătut și să nu mă fac de rușine că nu știu să vă răspund la întrebarea de mai devreme, aș putea să încerc un răspuns. Adică, răspunsul ar fi o întrebare. De ce mă întrebați cum predică unii fără această putere, când ar trebui să mă întrebați altceva? De ce nu se mai face astăzi, fără putere, ce se făcea atunci cu putere? Atunci veți avea răspunsul. Trecând la un al treilea argument, după faptul că este o poruncă, după faptul că Iisus știe că numai cu puterea primită atunci vom putea să facem ceea ce El ne trimite să facem, în al treilea rând, această umplere cu Duhul lui Dumnezeu, care vine la un moment dat într-o experiență spirituală pe care un om o are, și rămâne și continuă până la sfârșitul vieții, asigură puterea de sfințire personală și dă succes în relația spirituală cu Dumnezeu. Dacă Duhul lui Dumnezeu înseamnă putere, nu înseamnă doar putere în slujirea mea pentru dumneavoastră, înseamnă putere și în rămânerea mea credincios înaintea lui Dumnezeu. Oamenii care slujesc sunt mai expuși decât cei slujiți, pentru că diavolul câștigă mai mult dacă îi trântește pe ei, ei fiind niște exemple pentru popor, slăbind încrederea poporului și conducând la dezamăgire și frustrare pe cei din popor. Motiv pentru care oamenii aceștia sunt atacați vehement de diavolul, adică puternic și permanent.
Oamenii aceștia, dar nu numai ei, toți credincioșii Domnului sunt ținta diavolului, au nevoie de o întărire. De unde vine întărirea? Din școli? Din experiența umană? Din pregătire? Dacă nu din Duhul Domnului. Și cuvântul Domnului spune: de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului și în credința care vine din adevăr. Există o sfințire în Duhul. În afara dimensiunii Duhul nu există sfințire. Dacă eu sunt omul lui Dumnezeu, eu ca om al lui Dumnezeu trebuie să trăiesc în dimensiunea lui Dumnezeu. Iar dimensiunea lui Dumnezeu e dimensiunea Duhului lui Dumnezeu. Pentru că Duhul Domnului ne-a fost dat să rămână cu noi până la sfârșit. Și în această dimensiune, care este ca o rază, ca un fascicul de lumină, trebuie să rămână omul lui Dumnezeu. Aici ne este asigurată sfințenia. Dacă ieșim din această dimensiune a Duhului lui Dumnezeu, ieșim pe cont propriu, ne expunem la o stare de neveghere și ne apropiem prea mult de anumite stări cenușii, nici alb, nici negru, ci gri, care ne expun prea mult de păcat, încălcând sugestia apostolului care spunea: țineți-vă departe de tot ce vi se pare rău. Atunci când stăm în această dimensiune a Duhului lui Dumnezeu, suntem pe centru, în sensul pe mijloc. Atunci când ieșim, ne ducem la periferie, la margine, și nu neapărat că păcătuim, dar în felul acela ne expunem prea mult la păcat, ieșim prea mult de sub autoritatea lui Dumnezeu, devenim prea vulnerabili, suntem într-o stare prea mare de neveghere și de nebăgare de seamă, și atunci este cu neputință să nu facem și pasul următor, adică păcatul, și poate chiar și pe cel următor, adică căderea. Un al patrulea argument este faptul că nu citim în Biblie că înainte de umplerea cu Duhul au fost date daruri, slujbe și lucrări evidente apostolilor, ci numai după experiența de la Rusalii. Citim în Scriptură, 1 Corinteni 12:7, fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Și apostolul continuă explicația. De exemplu, spune el, unuia îi este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune. Acesta este un dar al Duhului Sfânt. Altuia este dat să vorbească despre cunoștință, alt dar. Altuia credința, tămăduirea, darul să facă minuni, puterea să facă minuni, iată dar, puterea să facă minuni. Prorocia, deosebirea duhurilor, felurite limbi, tălmăcirea limbilor, și toate acestea le face unul singur, Duhul Domnului. De ce astăzi se acceptă că avem nevoie, dar nu mai spunem dar, ci spunem abilitatea, să vorbim despre înțelepciune? Timp în care, în această cutie a celor 13 daruri, primul este să vorbim despre înțelepciune, dar penultimul este să vorbim în limbi și ultimul este să tălmăcim limbile. De ce din cutia aceasta luăm jumătate? Cine ne-a dat nouă dreptul ăsta? Nu-i cinstit să acceptăm că aceasta înseamnă o acțiune omenească și firească, să nu zic mai mult, de a înjumătăți Evanghelia Domnului Iisus Hristos? A vorbi despre înțelepciune nu e o abilitate, este manifestarea unui dar. Așa spune cuvântul Domnului. Că noi o numim abilitate, ne referim la înțelepciunea omenească, nu firească, ci omenească, care este bună, dar limitată. Însă există o revărsare de vorbire despre înțelepciune, care depășește orice înțelepciune omenească, este un dar supranatural pe care îl dă Domnul, dar acest dar este explicat în contextul în care se mai spune și despre alte daruri. Și celelalte daruri sunt profeția, și dacă îl desfințăm pe acesta, îl desfințăm și pe primul. Vorbirea în limbi, aceeași metodă. Tălmăcirea din limbi. Nu putem să oprim pe primele cinci și să le desfințăm pe următoarele patru. Pentru că nu avem niciun criteriu de selecție, asta da, asta nu. Ori le primim pe toate și acceptăm că avem nevoie de cunoștință și de înțelepciune,
numindu-le noi astăzi abilități și am rezolvat problema, timp în care Biblia le numește daruri ale Duhului. Și cu acestea slujim altora, nu nouă. Un alt argument, pe lângă faptul că este o poruncă, pe lângă faptul că oferă puterea să faci, dar și darurile necesare, pe lângă faptul că te ține tare, credincios, puternic în mântuirea lui Dumnezeu, mărește consacrarea pentru Dumnezeu și dedicarea pentru lucrarea lui Dumnezeu. Uitați-vă astăzi în popor și răspundeți la următoarea întrebare, dacă puteți obiectiv. Măsurând între 1 și 10, la ce număr este consacrarea oamenilor care vin la biserică? Consacrare pentru rugăciune, consacrare pentru post, consacrare pentru construcția unei biserici, consacrare să mergi în Africa, consacrare să faci un turneu misionar, consacrare să mergi la pușcărie, să spui la pușcăria și ăia care s-ar putea să nu mai iasă niciodată de acolo. S-ar putea niciodată să nu mai vină la noi, dar noi putem să mergem la ei. Pe ei îi oprește poliția să vină la noi, pe noi nu ne oprește nimeni să mergem la ei și să le spunem despre Iisus să nu meargă în iad. Ce consacrare este asta când muncim din 24 de ore 18 pentru noi? Asta este consacrare pentru noi, nu pentru Dumnezeu, să mă iertați. Ce dedicare este asta? Asta e dedicare? Dedicare cu pretenții? Dedicare cu mofturi? Dedicare cu condiții? Dedicare cu o grămadă de contingenții? Asta e dedicare? Așa a spus apostolul Pavel, așa a spus Petru, așa a fost dedicarea acestor oameni. Spune Scriptura, am fost bătut, am fost înjurat, am fost batjocorit, am răbdat de foame și spune o grămadă de lucruri care încurajează dedicarea, dar descurajează confortul. Confortul nu-i păcat, dar când oprește dedicarea devine păcat. De ce astăzi oamenii urmăresc confortul obsedant și fug de dedicare? Dacă se poate, frate, eu nu mă angajez, dacă pot fac, dacă nu, nu. Asta e dedicare? Acesta este nivelul dedicării astăzi. De ce? Pentru că Duhul Domnului, care mustră diferit decât mustră păstorul, poate să motiveze pe cineva la o dedicare ieșită din comun. Frați și surori, oricât de tare aș țipa eu de la acest microfon, pot să fiu mai aspru în predicile mele sau pot să fiu mai de catifea, nu se va întâmpla prea mult. Dar atunci când Duhul Domnului umple o persoană, persoana aceea arde, ia foc și dedicarea lui nu mai este o expresie a mustrării mele, ci este o expresie a focului Duhului care este în interiorul lui. Nu eu îl întreb, nu vrei să faci? El mă întreabă, ce vrei să fac? De fapt, nu ce vrei, ce pot să fac? Frați și surori, vremurile pe care le trăim sunt complicate. Și sunt complicate pentru că umplerea este așa cum este. Nu doar mărește consacrarea și dedicarea, mărește reverența în închinare. Ce înseamnă închinare? Ați observat cum se închină creștinii ortodoxi? Nu vorbesc nici cum se comportă înainte să se închine, nici cum se comportă după. Nu-i treaba mea. Dar cum se închină când se închină? Se închină cu respect. Noi cum ne închinăm? Noi ne închinăm prin rugăciune, ne închinăm prin cântare, ne închinăm prin predicare, prin ascultare, ne închinăm prin colectă, ne închinăm prin tot ce facem pentru Domnul. Haideți să luăm un exemplu când ne închinăm prin cântare. Vă rog frumos, la primul serviciu divin care urmează, dacă nu uitați, priviți de la colțul acela, așa, prin biserică, până la colțul acela. Și uitați-vă și dumneavoastră cum se închină oamenii. Numai așa să vă faceți o idee. Omul care este plin de Duhul Domnului. Eu mă închin pentru că nu mă interesează de fratele Cladovan. Nici de fratele Măgduș și nici de fratele Mițoi. Că eu nu mă închin de frica lor. Închinarea este manifestarea liberă, conștientă,
Manifestarea de iubire a unei inimi care a primit iubirea. Când tata te iubește și tu simți să-l iubești, când soția te iubește și tu simți să o iubești, când copilul te iubește și tu simți să-l iubești, când fratele te iubește și tu simți să-i răspunzi cu iubire, când Dumnezeu te iubește și tu îi răspunzi cu iubire, nu Dumnezeu te binecuvintează de dimineață până seara și de seara până dimineața și tu nu răspunzi? Ce fel de inimă e aia? E amorțită sau trează? E în veghere sau în ațipire? Ce închinare e aia când ne uităm pe pereți? Când pe mine mă interesează un lucru, nu mă uit pe pereți. Când pe mine mă doare ceva, nu mă uit pe pereți. Când pe mine mă trage inima să fac un lucru, nu mă uit pe pereți. Dacă mă uit pe pereți, să țineți minte, e definiția omului plictisit și lipsit de interes. Umplerea cu Duhul mărește reverența pentru închinare, iar închinarea este manifestarea iubirii față de Dumnezeul care iubește. Vedeți? Noi măsurăm umplerea cu Duhul Sfânt într-un singur fel sau în două. Însă această minune dumnezeiască petrecută într-o inimă de muritor, care e transformat din păcătos în sfânt, îi schimbă nu doar o atitudine, îi schimbă viața, îl îndumnezeiește. Aș vrea să închei șirul acestor exemple, măcar că nu se încheie în Biblie, spunându-vă și faptul că se mărește dragostea pentru Dumnezeu și pentru cuvântul său ieșit din comun. Se mărește dragostea pentru Dumnezeu ca persoană și pentru cuvântul său ca și exprimare a voiei acestei persoane la o dimensiune ieșită din comun. Cuvântul Domnului spune: Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer, a așezut la dreapta lui Dumnezeu, iar ei au plecat și au predicat pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îi însoțea. Frați dragi, dacă eu sunt plin de Dumnezeu, pe cine pot să iubesc mai mult decât pe Dumnezeul care m-a umplut? O persoană când își leagă viața de o altă persoană prin căsătorie, pe cine iubește mai mult? Ajunge Scriptura să spună următorul lucru: lasă și pe taică-s-o care l-a crescut, lasă și pe maică-sa din al cărei pântece a ieșit și se lipește de o persoană care a fost străină până atunci. Dar iubirea pune străina aceea care i-a devenit soție pe primul plan. Cum suntem noi plini de Duhul și ne iubim mai mult serviciu, ne iubim mai mult compania, ne iubim mai mult hobby-ul, rămânem acasă pentru hobby-ul decât să venim la adunare pentru Dumnezeu? E ciudată această manifestare de dragoste. În încheierea studiului din această seară, aș vrea să vă spun în câteva cuvinte, lăsând cele 5 exemple de botez cu Duhul Sfânt pe care le avem în Faptele Apostolilor pentru o dată viitoare, să vorbim puțin de stăruință, pentru că aici există puțină confuzie. De ce există puțină confuzie? Există puțină confuzie deoarece noi, unii spun, stăruința este un obicei penticostal, nu este o metodă biblică. Și lucrul acesta este greșit. Și alții spun, stăruința este singura metodă ca să devii plin de Duhul Sfânt. Și această afirmație este exagerată. Nu spun greșită, ci doar exagerată. De ce spun că este greșit să spui că stăruința nu este biblică, ci este o doctrină denominațională penticostală? Uitați de ce. În Faptele Apostolilor, capitolul 1, Domnul Iisus Hristos vorbește cu ucenicii și le spune să nu plecați din Ierusalim. Mai aveți nevoie să vi se întâmple ceva și după aceea plecați, aveți nevoie să primiți puterea. Uite, eu mă ridic la cer, dar va veni Duhul Sfânt. El o să vă umple de putere și cu această putere să vă duceți și să slujiți pe Domnul. Când ei aud lucrul acesta, Scriptura ne spune următorul lucru, versetul 12 din Fapte 1. S-au întors la Ierusalim, versetul 13. Când au ajuns acasă, s-au urcat în odaia de sus. Versetul 14. Toți cei care s-au urcat în odaia de sus stăruiau cu un cuget. Cuget aici înseamnă cu un singur interes, cu un singur scop, cu o singură țintă. Toți!
Toți au făcut lucrul acesta. Domnul nu ne scrie Scriptura că i-a trimis să stăruiască. I-a trimis să aștepte. Dar ei au spus, dacă așteptăm, trebuie să cerem. Dacă așteptăm, trebuie să dorim. Dacă așteptăm, trebuie să așteptăm. S-au urcat într-un loc unde erau deasupra să nu fie deranjați și au început să stăruiască, adică să se roage rugăciune după rugăciune. Să te rogi înseamnă să te rogi și să te oprești. Să stăruiești înseamnă să te rogi și să te rogi și să te rogi din nou și să te rogi din nou și să te rogi rugăciune după rugăciune, adică să te rogi și să nu te oprești curând. Aceasta au făcut apostolii. Dacă asta scrie în Biblie și Biblia aceasta este Biblia creștinilor, atunci stăruința este o metodă biblică, este o metodă creștină. Haideți să explicăm puțin în 3 minute stăruința aceasta, atât cât se poate explica în 3 minute. Stăruința aceasta este caracterizată de câțiva factori. Factorii aceștia explică puțin stăruința, deoarece o privesc ca și pozele făcute din mai multe unghiuri ale asupra aceluiași obiectiv. Adică, atunci când un om stăruiește, trebuie neapărat să înțeleagă importanța stăruinței. Dacă nu înțelege importanța și nu are convingerea că e importantă, stăruința pe care o face, nefiind făcută cu convingere și din convingere, nu va avea niciun rezultat. Importanța este convingerea puternică că un lucru trebuie făcut cu orice preț. Trebuie neapărat făcut. Când un om înțelege importanța stăruinței, o va folosi. Importanța se exprimă prin prioritățile pe care omul le are, punând-o întotdeauna printre primele lucruri care trebuie făcute. 2. Nu numai importanța, ci și statornicia. Statornicia este atitudinea disciplinată de a face în mod constant ceea ce este important. Fără să te lași descurajat de factori exteriori. Statornicia se exprimă prin fermitatea de a rămâne pe poziție știind că este important să faci ceea ce faci. Dacă un lucru nu e important, nu te vei înghesui să-l faci. Dacă nu vei fi statornic în lucrurile importante, le vei face o vreme și apoi o vei lăsa moale. Dar nu numai importanța și statornicia, ci și insistența. Insistența este repetarea neclintită a unei păreri sau atitudini pentru realizarea unui lucru. Insistența se exprimă prin repetare. Dacă un lucru e important, vei rămâne statornic făcându-l prin repetare, repetându-l. Așa facem cu toate lucrurile importante. Repetăm mâncarea, repetăm somnul, repetăm toate lucrurile la care ținem. Ultimul lucru pe care îl spun, stăruință nu depinde doar de înțelegerea importanței, de statornicia ca și caracter, de insistența ca și atitudine, ci și de răbdarea ca și trăsătură din nou de caracter. Deoarece răbdarea este capacitatea de caracter de a rezista tendinței de a renunța. Răbdarea se exprimă prin capacitatea de a repeta lucrurile care socotești că sunt importante. Și acum vreau să întreb, vă întreb pe dumneavoastră prezenți aici, pe cei care sărbătoresc astăzi Valentine's Day și nu sunt aici, și pe cei care sunt undeva pe fața pământului și ne văd prin internet. Ascultați-mă! Stăruința ca să deveniți plini de Duhul, adică o rugăciune insistentă, rugăciune după rugăciune, este importantă pentru dumneavoastră? Dacă este importantă, se va vedea nu prin răspunsul la întrebare, ci prin fapta care răspunde la întrebare. Este răspunsul nostru cu fapta un lucru statornic? Suntem statornici în repetarea acestei insistențe, stăruințe? Sau am fost statornici acum 10 ani? În cazul meu, nu știu câți ani, 15 ani, 12, 13? În cazul dumneavoastră 10, 15, 20, 50, mai suntem statornici și acum? Statornicia este o trăsătură de caracter care perseverează în timp deoarece este importantă.
Suntem insistenți, stăruitori? Frați și surori, trebuie să acceptăm că teoria doctrinei despre umplerea cu Duhul Sfânt n-am pierdut-o, dar practica umplerii cu Duhul Sfânt probabil că este puțin în urmă. Că este mai mult sau mai puțin, depinde de la caz la caz, dar oricum este puțin în urmă. Prima noastră responsabilitate este să înțelegem teoretic și dacă îl iubim pe Domnul, această înțelegere teoretică, pentru că este importantă, fundamental de importantă, o vom coborî la nivelul practicii insistente și statornice, deoarece noi ne găsim plăcerea să facem ceea ce Dumnezeu ne poruncește. Aș vrea în seara aceasta să vă chem la rugăciune și fiecare dintre dumneavoastră să vă rugați ceea ce Duhul Sfânt vă inspiră. Amin. Ne ridicăm și ne rugăm Domnului. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și